și când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, că ei iubesc să se roage stând în sinagogi și în colțurile ulițelor. Amin, zic vouă, își iau plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și încuind ușa ta, roagă-te tatălui tău într-o ascuns, zice Domnul. Precum pe cei care postesc de ochii lumii și fac fapte bune pentru a fi admirați, și pe aceștia Domnul îi numește tot fățarnici și pe bună dreptate, că prefăcându-se că se roagă lui Dumnezeu, îi scodesc pe ceilalți oameni. Nu au chip de rugători, ci de oameni vrednici de râs. Omul care se roagă lasă totul și se uită numai la acela care are puterea să-i împlinească cererea. Dacă îl lași pe acela și colin rătăcind, plimbându-ți ochii de colo-colo, vei pleca cu mâinile goale. Tu ai voit-o. De aceea, Domnul n-a spus că unii ca aceștia nu vor primi plată, ci că își iau plata lor, adică vor primi plată de la cei de la care au dorit să aibă plată. Dumnezeu n-a vrut asta, ci a vrut să le dea plată, dar aceia au căutat plată de la oameni, așa că nici nu era drept să primească plată de la Dumnezeu, pentru care n-au făcut nimic. Tu uită-mi la iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Dumnezeu făgăduiește să ne dea plată chiar pentru acele bunătăți pentru care îl rugăm. Așadar, după ce ține de rău pe cei care nu se roagă cum trebuie, nici unde trebuie, nici cu starea sufletească potrivită, și după ce arată că se fac de râs cu o astfel de rugăciune, Domnul spune care este cel mai bun fel de rugăciune. Și dă iarăși răsplata acestei rugăciuni, spunând, Intră în cămara ta aș putea fi întrebat, ce, nu trebuie să ne rugăm în biserică? Ba din potrivă, mult, dar cu un gând ca acesta, că Dumnezeu cere totdeauna scopul faptelor noastre. Dacă intri în cămara ta și te încui, dar dacă o faci pentru a arăta lumii că te rogi, ușile nu sunt de niciun folos. Vezi că și aici a pus un hotar precis rugăciunii, spunând, ca să arate oamenilor că se roagă. Deci Dumnezeu vrea ca atunci când închizi ușile cămării tale, să-ți închizi ușile inimii tale înainte de a închide ușile cămării. Este bine ca în toate faptele noastre să ne scăpăm de slava deșartă, de dorința de a fi văzuți de lume, dar mai cu seamă atunci când ne rugăm. Dacă fără să mai umblăm după slava deșartă și după laudele lumii, Gândurile noastre rătăcesc și umblă de colo-colo. Cum ne vom mai auzi rugăciunile noastre? De ne ducem să ne rugăm însoțiți și de această boală. Dacă noi nu ne auzim rugăciunile și cererile noastre, cum putem cere ca Dumnezeu să ni le audăm? Totuși, sunt unii oameni care, după atâtea și astfel de porunci, se schimonosesc când se roagă. Își ascund trupul, dar știe toată lumea că se roagă, pentru că strigă cât îi ține gura, făcându-se de râs și cu trupul și cu vocea. Nu vezi că chiar în piață, dacă s-ar apropia de tine pe furiș un cerșetor și ți-ar cere de pomană strigând în gura mare, te-ai speria? Dar dacă îți cere cu voce liniștită și cu înfățișare cuvincioasă, îl miluiești cu dragă inimă. Să nu ne facem dar rugăciuni cu înfățișarea trupului, nici cu strigătul vocii ci cu râvna sufletului. Să nu ni le facem cu zgomot, cu strigăte și cu gândul de a atrage asupra noastră luarea aminte a celor din jur, ci cu toată măsura, cu zdrobire de inimă și cu lacrimile cele dinăuntru. Te doare inima și nu poți să nu strigi? Dar cel care se roagă, așa cum spun eu, arată că îl doare inima nespus. Și se suferea. S-a rugat așa și a fost ascultat. De aceea, când Moise stătea îngândurat pe malul Mării Roșii, Dumnezeu i-a spus, Pentru ce strigi către mine? Tot așa și Ana, mama lui Samuel, se ruga, dar nu i se auzea glasul. Și a dobândit toate câte a voit, pentru că inima ei striga. Iar Abel se ruga nu numai prin tăcere, ci și prin moartea lui, că sângele său dădea drumul la o voce mai puternică decât trâmbița. Suspină așadar și tu, ca și Sfântul acela. Nu te opresc! Rupeți, așa cum a poruncit Profetul, inima ta, nu hainele tale. Chiamă pe Dumnezeu dintr-o adâncuri, așa cum a spus psalmistul David: Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne! Scoateți vocea din adâncul inimii! Fă-taină din rugăciunea ta! Nu vezi că și în palatele împărătești este alungat departe zgomotul și pretutindeni e mare liniște? Și tu, dar, când te rogi, arată multă bună cuviință. Că intri în niște palate împărătești, dar nu în cele de pe pământ, ci în unele cu mult mai înfricoșătoare decât acestea, în cele din ceruri. Dănțuiești împreună cu Îngerii, ești la un loc cu arhanghelii, cânți împreună cu serafimii. Toate aceste popoare de îngeri cântă în bună rânduială, cu mult cu tremur împăratului, Dumnezeului Universului, acea cântare tainică și acele sfinte imne. Amestecă-te dar cu ele când te rogi și imită tainica lor frumusețe. Nu te rogi oamenilor, te rogi lui Dumnezeu care e de față pretutindeni, care te aude înainte de a deschide tu gura și de a gândi ceva, care cunoaște tainele inimii tale. Dacă te rogi așa, vei primi mare plată. În continuare, Domnul zice, Și tatăl tău, cel ce vede într-o ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. Domnul n-a spus, îți va dărui, ci îți va răsplăti, adică îți va da înapoi. Tatăl a ajuns datornicul tău și te cinstește și de astă dată cu mare cinste, pentru că este Dumnezeu nevăzut, Vrea ca și rugăciunea ta să fie nevăzută. Apoi ne spune chiar cuvintele rugăciunii: Și când vă rugați, nu grăiți multe cum fac păgânii. Când a vorbit de milostenie, a îndepărtat-o numai de patima slavei de șarte și n-a adăugat nimic mai mult. Nici nu a spus din ce să facem milostenie, că adică să o facem din munca noastră cinstită, nu din banii adunați din răpire și lăcomie și din jocuri de noroc. Sau, pe care i-am făcut, de pe urma suferinței aproape lui. Pentru că lumea știe că milostenia așa trebuie făcută, cu bani cinstiți, munciți de tine, nu cu bani necurați. De altfel, lucrul acesta îl lămurise mai înainte când a fericit pe cei ce flămăzesc pentru dreptate. Rugăciunii, însă, Domnul îi mai adaugă încă ceva. Să nu grăim multe. După cum atunci când a vorbit de milostenie, a jucorit pe fățarnici, tot așa și acum pe păgâni, căutând totdeauna să rușineze pe ascultătorii săi, prin joșnicia persoanelor pe care le dă ca exemplu negativ. Într-adevăr, nimic nu pișcă și nu îndurerează atât pe cineva, ca a-i spune că se aseamănă cu oamenii de nimic. Cu această pildă, Domnul îndreaptă pe ascultătorii săi spre rugăciunea cea plăcută lui. Prin grăire multă, Domnul înțelege aici flecăreala. De pildă, când cerem de la Dumnezeu cele ce nu se cad, putere, slavă, biruință împotriva dușmanilor, belșug de bani, bogăție, pe scurt, lucruri care nu ne sunt de folos. Și în continuare Hristos ne asigură că știe Tatăl vostru de ce aveți trebuință. După părerea mea, Odată cu acestea, Domnul ne poruncește aici să nu facem rugăciuni lungi. Lungi nu în ce privește timpul, ci în ce privește mulțimea și lungimea celor spuse. Trebuie însă să stăruim în acere de la Dumnezeu aceleași lucruri. Stăruind în rugăciune, după cum zicea apostolul Pavel. Însuși Domnul, prin pilda cu văduva, care, prin stăruința rugăciunii ei, a înduplecat pe judecătorul cel crud și nemilos și prin pilda cu prietenul, care a venit la miezul nopții și l-a sculat din pat pe cel ce dormea, nu din pricina prieteniei, ci din pricina rugăminții lui stăruitoare. N-a legiuit altceva decât ca noi toți să ne rugăm lui stăruitor și ne-a poruncit să ne apropiem de el și să-i grăim simplu, nu alcătuind rugăciuni cu mii de stihuri și de cuvinte. Asta a vrut să zică prin cuvintele că lor, adică păgânilor, li se pare că în multa lor vorbă vor fi auziți și prin cuvintele că știe tatăl vostru de ce aveți trebuință. Dar ca să știe de ce avem trebuință, pentru ce mai e nevoie să ne rugăm? Nu ca să îl înveți tu pe Dumnezeu cum să-ți poarte de grijă și ce să-ți dea, ci ca să îl îndupleci, ca să ți-l apropii cu rugăciunea ta continuă, ca să te smerești ca să-ți aduci aminte de păcatele tale.